Înainte de a vă spune povestea, m-am gândit să vă povestesc puțin despre mine. Acest lucru s-a întâmplat acum câțiva ani, când locuiam în Arizona, în mijlocul pustietății. De atunci m-am mutat în coasta de est, unde nu există skinwalkeri, slavă cerului. Aveam doi ciobănești germani pe care îi mai am și acum. Era undeva pe la mijlocul lunii iunie și uneori îmi plăcea să dorm cu geamul deschis. Aveam și o plasă de țânțari, deci fereastra nu era complet deschisă. După cum am menționat mai sus, aveam doi ciobănești germani. Cel mai în vârstă, pe nume Archer, dormea pe podea în patul mai mare dintre cele două paturi de câine, în timp ce cea mică, Nisa, avea tendința să doarmă în pat cu mine. Era în jur de 2 dimineața, când m-am ridicat brusc la sunetul lui Nisa care mârâia la ceva afară. M-am uitat în jur și Archer nu era pe nicăieri. Aș fi putut să jur că l-am lăsat înapoi în casă înainte de a mă culca, dar începusem să cred că nu am făcut-o. M-am apropiat de fereastră și am privit afară. Am văzut, sau cel puțin, am crezut că l-am văzut, pe Archer așezat afară. Este un câine destul de mare, deci este greu de ratat. Ceva era ciudat la el. Picioarele din spate erau mai sus decât picioarele din față și fața lui era cam ciudată. Era dubios, până și nasul lui arăta mai lung decât de obicei. E o corcitură de câine lup, așa că botul lui este un pic mai scurt decât al unui ciobănesc german normal. Nisa era tot mai agitată în patul meu, așa că am încercat să o fac să înceteze, spunându-i numele. Acesta a fost singurul lucru pe care l-am spus în timpul ăsta, doar un Nisa, rapid, și m-am întors spre fereastră. În timp ce mă uitam pe fereastră, pentru ceea ce se simțise ca o eternitate, fixându-l cu privirea pe Archer, am auzit ceva întorcându-se în camera mea. M-am întors și l-am văzut pe Archer, care s-a uitat la mine, după care a început și el să latre la lucrul de afară. Eram atât de uimit, încât singurul lucru care m-a scos din transă a fost propria voce care a spus Nisa! Numai că nu mi-am deschis gura și nici nu am vorbit. Zgomotul venea de afară, venea de la chestia aia din fața ferestrei mele. Aproape că suna exact ca mine, dar era ceva ciudat în privința vocii. Suna foarte răgușită. Singurul mod în care pot să descriu este demonic. Inutil să spun, m-a speriat de moarte. Am trântit geamul, mi-am scos câinii din camera mea și ne-am închis în baie până dimineața. Nu am mai avut niciodată altă experiență asemănătoare după asta, dar nici până în ziua de astăzi nu am mai dormit cu geamul deschis. Locuiesc într-un cartier ciudat. În cea mai veche casă de acolo, un tip bogat a construit această casă de vânătoare în anii 1800. Înainte ca zona să devină o suburbie rurală, în urma boomului de locuințe de după al doilea război mondial, poate că merită menționat faptul că părinții mei au cumpărat casa de la ultimii doi descendenți ai acestui tip bogat, care amândoi au murit imediat după vânzare. Unul a murit de insuficiență cardiacă, complet neașteptat în jurul vârstei de 30 de ani, iar celălalt a sărit de pe tunul de apă din apropiere, totul la diferență de 2 zile unul de celălalt. Cartierul este cunoscut în oraș pentru că se întâmplă lucruri ciudate în el. S-au raportat și vorbit despre cazuri de umanoizi mici, cu capete bulboase care s-ar să te atace, lumini ciudate, fantome și un fel de yeti cu aripi de piele. De asemenea, erau o mulțime de ocultiști în zonă. Acum, iată ce este ciudat despre cartier. Coyoții. În zonă există o haită de coioți giganți. În mod normal, într-o zonă împădurită, este ceva obișnuit, dar acești coioți sunt pe steroizi, uriași, musculoși și toți arată înfricoșător. Se știa că urmăresc oamenii care mergeau pe traseele din apropiere și, de cele mai multe ori, animalele de companie ale oamenilor erau atacate sau ucise, iar animalele de la ferme din zonă erau rănite și hărțuite noaptea. Sunt de asemenea masivi. Pentru cineva care nu este din oraș, seamănă cu niște lupi, iar noaptea ei urlă, latră, urlă și schelălăie, începând aproape ritualic la ora 12. Există zvonuri că nu ar fi exact coyoți, din cauza că arată atât de ciudat și se comportă și mai ciudat, plus sentimentul straniu pe care îl provoacă. Am vorbit cu un prieten apropiat care mi-a spus că seamănă foarte mult cu poveștile sale din copilărie despre skinwalkers sau wendigos. Am făcut unele cercetări, dar nu știam sigur dacă acest lucru ar putea apărea în zona noastră. Mi-a spus doar să rămân în casă noaptea și să nu investighez niciun sunet ciudat.
În mod normal, am evitat problemele cu haita. Nu am animale care ies afară, iar principalul loc în care stau ei pare să fie ferma de mai sus de pe strada mea. Asta până noaptea trecută. Acum, ca să fiu sincer, fumasem ceva, dar nu destul de mult pentru a-mi imagina așa ceva. Dar, în fine, era un singur coiot în curtea vecinului, sau așa am presupus că era pe baza zgomotului. El lătra, urla și schelălăia așa cum făceau coioții în fiecare seară, dar, din nou, era complet singur. Ceea ce nu mi s-a părut în regulă. Sună ca o imitație foarte bună a unui coiot, dar nu era suficient de bună pentru a fi credibil 100%. Mi-am amintit brusc de ce mă avertizase prietenul meu, așa că, încet și cu cât mai puțin zgomot, mi-am închis și mi-am încuiat geamul, mi-am tras jaluzelele și m-am ascuns sub pătură. Urletele și țipetele s-au oprit brusc și s-a făcut o liniște mormântală timp de 10 minute. Apoi a început să fluiere. Era o tentativă proastă să sune ca o pasăre. În acel moment am realizat că era exact ceea ce mă avertizase prietenul meu. Dar ce puteam face? Să mă ridic să alerg și să fac zgomot? Eram complet înghețat. Apoi am auzit zgomote de pe acoperiș, lângă fereastra dormitorului meu, care era deasupra capului meu. Se auzea ca o respirație întreruptă, totuși suficient de înceată încât să sune ca vântul. Apoi, urechile mele au început să țiuie, insuportabil de tare, atât de tare încât mă durea. La un moment dat, a început și mai tare, de parcă se apropia. Pe măsură ce sunetul devenea mai tare, am devenit din ce în ce mai îngrozit. Am auzit zgomotul de zgârieturi pe geamul ferestrei mele, de parcă cineva cu unghiile lungi își punea mâinile pe geam și le trăgea. În tot acest timp, eram încă sub pătura mea, ținându-mi respirația, încercând tot posibilul să mă conving că, dacă rămâne mișcat, orice ar fi fost acolo mă va lăsa în pace. În cele din urmă, așa a fost. Sunetul s-a oprit brusc și urletul și lătratul au reînceput, ca de obicei, în apropierea fermei de pe stradă. A doua zi la răsărit, am ars un buchețel de salvie în casă și afară am presărat sare la fiecare punct de intrare în casa mea. Deocamdată, nu s-a întâmplat nimic și simt că pot să dorm în siguranță din nou. Nu am văzut ce era la fereastra mea în noaptea aceea. Nu am îndrăznit nici măcar să mă mișc, ce să mai zic. Sunt recunoscător că nu am făcut-o. Am un sentiment că fața pe care aș fi văzut-o m-ar fi bântuit pentru totdeauna. Ok, deci sunt un băiat în vârstă de 16 ani și locuiesc în suburbia unui oraș cu o populație de aproximativ 25.000 de oameni de pe coasta de est. Era o noapte normală acum câțiva ani. Nu mi-amintesc exact ce făceam în noaptea aceea, cu excepția faptului că eram în drum spre casă când s-a întâmplat acest lucru. Eram în mașină cu tatăl și fratele meu mic. Tatăl meu este alcoolic și obișnuia să abuzeze verbal și fizic întreaga familie. Și pe cât de mult mi-ar plăcea să povestesc toate întâmplările oribile din copilăria mea, acesta este singurul detaliu relevant. Deși tatăl meu nu mai bea acum, eu încă mă simt foarte incomod în jurul lui, dar fratele meu era prea mic ca să-și amintească prea multe de vremurile când tata era abuziv și este mult mai apropiat de el. Așa că atunci când mergem cu mașina, fratele meu stă în față cu tata și vorbesc despre diverse, iar eu stau în spate ascultând muzică la căști, scufundat în gândurile mele în timp ce mă uit pe fereastră. În noaptea aceea, în timp ce eram în drum spre casă, totul era la fel. Îmi amintesc că aproape ajunsesem acasă, poate să mai fi fost vreo 5 minute de mers, când ne apropiem de o biserică de pe marginea drumului și, imediat cum am văzut-o, mi s-a făcut pielea de găină. M-a cuprins un sentiment copleșitor de teroare și nu am putut să-mi iau ochii de la biserică, pe măsură ce ne apropiam de ea din ce în ce mai mult, temându-mă că ceva rău se va întâmpla dacă aș face-o. Vedeți, eu ascult povești horror, citesc tot felul de lucruri de pe Reddit, iubesc filmele horror, merg în fiecare casă vântuită din zona mea și petrec mult timp afară noaptea târziu, când vremea îmi permite să merg în pădure și în locuri abandonate cu prietenii mei. Așa că acest sentiment neașteptat de teroare, într-o noapte complet normală, înconjurat de ceea ce știam ca un loc sigur în care am crescut, era foarte neobișnuit. Pe măsură ce ne apropiam de biserică, am văzut doi cerpi pe gazonul din față. Unul stătea întins pe parte, iar celălalt stătea în picioare și avea capul aplecat spre stomacul celuilalt. Cerbul așezat pe o parte era mort, iar celălalt avea niște coarne uriașe negre care arătau aproape ca și coarnele de pe casca pe care o poartă Hela în filmul Thor Ragnarok. Erau absolut masive și părea că cerbul nu ar fi avut cum să le suporte greutatea.
Am înghețat de frică când am realizat că cel care stătea în picioare îl mânca pe cel mort și, pe măsură ce treceam pe lângă el, m-a privit drept în ochi. Avea o privire rece și furioasă și știam că orice intenție ar fi avut era cu siguranță malefică. Poate pare puțin ciudat, dar după ce l-am privit fix în ochi, aproape că m-a făcut să mă simt ca și cum mă știa, de parcă m-ar fi privit în suflet și mi-ar fi explorat fiecare colțișor din creier. Gândindu-mă la aceea senzație, îmi dă fior pe șina spinării, deoarece a fost atât de nefiresc, incomod și îngrozitor. Dar ai putea spune toate astea și pentru a descrie aceea creatură. Pielea începuse să-i putrezească pe față și puteam să-i văd părți din craniul său. Avea dinții ascuțiți și strălucitori și era acoperit cu sânge. Tatăl meu și fratele meu nu au observat nimic și m-am gândit că poate vă lucruri, dar acea frică primordială m-a convins că a fost real, pentru că nu mi-am mai simțit niciodată atât de speriat ca în momentul ăla. Am rămas marcat pe viață. În acele câteva momente în care am trecut pe lângă acel animal, aproape am simțit furia tangibilă și a fost îngrozitor. Știam că vroia să omoare orice sau pe oricine și va face orice pentru satisfacția asta. Cred că faptul că m-a văzut m-a făcut următoarea țintă, ceea ce ar explica de ce eu am fost singurul afectat de prezența sa. Tatăl și fratele meu erau amândoi liniștiți pentru că nu-l observaseră, dar îi mulțumesc Domnului că eram în mașină când am trecut pe lângă el, iar noaptea a continuat ca de obicei. Totuși nu mă puteam opri să nu mă gândesc la asta, așa că m-am dus a doua zi de dimineață, de vreme, la biserică și am găsit celălalt cerb mort. Toată blana lui era jupuită și avea o gaură imensă în stomac. Am privit în interior, am văzut că avea corpul complet gol, fără sânge, fără organe, fără nimic, dar nu era plat. Totul arăta intact, ca și cum doar a murit și nu mai avea blană. A dispărut înainte să se termine ziua. Încă nu am idee ce s-a întâmplat în seara aceea, dar nu am mai văzut nimic similar de atunci și nu știu dacă a fost un skinwalker sau nu. Tot ce știu este că m-a speriat îngrozitor și sper să nu mai văd așa ceva niciodată. Am mai postat aici înainte, dar pentru că am fost un copil nechipzuit, vreau să vă împărtășesc încă o poveste. Totul s-a întâmplat în urmă cu 17 ani, așa că vă rog să mă iertați dacă detaliile nu sunt chiar așa de exacte. În vara anului 1999, mi-am petrecut vacanța cu mama în New Mexico. Aveam 12 ani, dar mă purtam ca și cum aș fi avut 21. Aveam o atitudine foarte puternică și îndrăzneață. M-am împrietenit cu ușurință cu câteva fete care locuiau chiar după colț de casa noastră. Ne-am petrecut fiecare clipă împreună în acea vară. Eram un grup de 4 fete și toate ne consideram mai mari și mai deștepte decât toți ceilalți. Nikki, Katie, Julie și cu mine eram ultima generație cu telefon fix în casă, care ne jucam afară pe trambulină până seara târziu și cărora le plăceau petrecerile în pijamale. Ne uitam la filme pe casete VHS, ascultam muzică la Walkman. Pe atunci era ok să-ți lași copiii să se plimbe noaptea pe stradă și rare ori încuiam ușa din față. Nu aveam telefoane mobile sau internet. Curtea casei mele avea un gard de beton de jur împrejur și o poartă. În spatele gardului se întindea un deșert cât puteai vedea cu ochii. Doar un teren de pământ, cactuși, arbuști și munți în depărtare. Orașul avea o cale ferată importantă care circula direct prin mijlocul lui, pe lângă care trecea o stradă importantă a orașului care era plină de benzinării, restaurante, hoteluri și atracții turistice. Cu toții am primit aceleași avertismente de la părinții noștri. Nu mergeți în deșert, stați deoparte de calea ferată și nu mergeți pe strada principală noaptea. Credeți că am ascultat? În niciun caz. Julie, Nicky și cu mine ne petreceam zilele plimbându-ne prin deșert, traversând traseele pe strada care ducea către casa lui Katie. Uneori ne plimbam doar până la apus, în unele zile mergeam la mine acasă să sărim pe trambulină. În ziua aceea am ajuns la casa lui Katie, pregătite să rămânem tot weekendul, deoarece părinții ei erau plecați din oraș și vroiam să dăm o petrecere. În prima noapte, fetele săreau de pe scara în formă de spirală pe un fotoliu gonflabil uriaș. Am refuzat să particip la asta, din cauza fricii mele extreme de înălțimi. Apoi am trecut la activitățile obișnuite de petrecere în pijama. Ca să spunem, așa și am decis să ne uităm la Exorcistul original, cel cu Linda Blair. A fost înfricoșător ca naiba, nu am mai putut să dormim. În a doua noapte, cu toții ne-a spus părinților noștri că mama lui Katie, evident că nu ne-a spus părinților că eram singure, ne va conduce la film. Ne-am luat bani pentru film și am mers către strada principală pentru a cumpăra ceva gustări de la magazinul cel mic.
așa îi spuneam noi. Acum mi-ar plăcea să pot spune că eram conștiente de împrejurimile noastre, dar nu eram. Am fost complet nepăsătoare de omul care ne-a urmărit până acasă. Simt că ar trebui să menționez că părinții lui Kate erau foarte bogați. Aveau o proprietate uriașă, cu numeroase clădiri și mașini dezafectate pe care tatăl ei le repara. Casa lor avea o bucătărie mare, cu un living spațios și un salon de luat masa. Nu existau pereți, întreaga zonă era împrejmuită cu ferestre. Casa avea două uși, una în față și una în spate. Seara a decurs exact așa cum ne-am planificat. Am cumpărat toate gustările pe care le vroiam și am ajuns acasă în siguranță. Am făcut pizza la cuptor și, din anumite motive, una din fete a pornit televizorul pe știri. În timp ce mâncam, am auzit o știre care sfătuia locuitorii orașului să rămână în interior, deoarece se raportase un bărbat suspect care mergea pe strada principală. Asta e bună, om suspect. Am râs și am glumit despre acea știre. Peste câteva ore, nu mi-amintesc ce s-a întâmplat, dar, așa cum fac fetele, cineva a spus ceva care a rănit sentimentele lui Julie, iar ea a ieșit supărată din casă. M-am dus după ea și am deschis ușa din față la timp să o văd cum aprinde o țigară. Eram niște copii tare răi. Am stat cu ea pe o bancă în timp ce se plângea de celelalte două fete. Deodată, aerul s-a umplut de un sentiment de anxietate. Julie simțise și ea. Am întrebat-o în șoaptă dacă și ea se simte de parcă am fi privite. Ea a dat din cap încet și apoi am fost orbite. Cineva se afla într-o mașină pe aleea din fața noastră, cu farurile îndreptate către noi. Inima îmi bătea cu putere, în timp ce m-am ridicat în picioare și am scos-o pe Julie din starea ei în care părea să se fi blocat. În timp ce ne-am grăbit să alergăm spre casă, bărbatul a scos un sunet. Nu pot descrie acest sunet în afară de un scârțâit puternic care s-a transformat într-un mărâit. M-am speriat dincolo de orice închipuire, dar am reușit cumva să ajungem în casă. De îndată ce am intrat, farurile s-au stins și era din nou întuneric. Am încuiat ușa și am stins lumina. Între timp, Julie își recăpătase cumpătul și a reușit să le spună celorlalte două fete ce s-a întâmplat, în timp ce eu am verificat ușa din spate și am stins fiecare lumină. Ne-a spus să facă liniște și m-am dus să ascult la ușa din spate. Am auzit ușa mașinii închizându-se și mă rugam din tot sufletul ca bărbatul acela să plece. Apoi, chiar pe lângă obrazul meu, mânerul ușii a început să se întoarcă încet, apoi mai repede. M-am târât departe de ușă și m-am așezat acolo unde erau prietenele mele. Următoarele 2-3 ore am stat nemișcate și l-am ascultat pe bărbatul acela bătând la fiecare fereastră și ușă încercând să intre în casă. Telefonul era situat în partea opusă a camerei, chiar lângă două ferestre. În cele din urmă am prins curaj să alerg la telefon și am sunat-o pe mama. Ne-a spus că suntem singuri acasă și că cineva încearcă să intre înăuntru. Am închis telefonul și am așteptat. Julie a strigat către bărbat că am chemat poliția și, dintr-o dată, s-a oprit din bătut pe la geamuri. Ne-am așezat și am așteptat, ascultându-l cum se urcă în mașină și apoi sunetul ăla din nou, scârțâitul care s-a transformat într-un mârâit și apoi a dispărut. Părinții mei au ajuns și au verificat toată casa. Au găsit urme de cauciucuri și capete de țigară pe aleea unde se aflase mașina lui, dovedind că ne-au urmărit de ceva vreme. Partea cu adevărat înfricoșătoare erau urmele de zgârieturi de pe toate ușile și geamurile. Evident, Katie și-a petrecut restul weekendului acasă la Nikki și avea o poveste minunată să le spună părinților ei când au ajuns acasă. Părinții noștri nu ne-au pedepsit pentru că am mințit și am fost irresponsabile. Bănuiesc că 2 ore de tortură din cauza unui om nebun au fost suficiente. Am raportat poliției ce s-a întâmplat, dar bărbatul nu a fost prins niciodată. Omule ciudat și înfiorător, hai să nu ne mai întâlnim.